este cel care ne poate da absolut toate detaliile despre complexul Burebista. Spune-mi pentru început ce suprafață, câte hectare sunt aici? În jur de 37 de hectare. Mm-hmm. Și care câte sunt bazine? Amenajate vreo 10 bazine, mm-hmm. Eleșteie, mm-hmm. care sunt populate cu pește. Așa, 8 sunt populate, 2 avem un lac cu apă sărată care o să mergem. Vreau să mergem după aia să la mergem el. După aia hai să vedeți, vorbim da? Acum un pic de pescuit. Ce poate să găsească aici pescarul de crap, pescarul staționar, căruia îi place să vină, să stea la verdeață, deci, la liniște? Deci începând de la crap, caras, plătic, tot soiul de pește de apă dulce. S-au făcut populări. Da, s-au făcut populări din lacul Sinoie, cu pește din lacul Sinoie, că e aproape și e un pește foarte bun. Așa. Și pescarii de răpitori, cum suntem noi? Pentru pescari de răpitori avem câteva eleșteie, canale în spate cu apă foarte limpede și brădiși, exact ce îi place la ștucă, populate cu ștucă. Aveți ceva biban? Biban și ștucă, da. Șalău unde? E mai mult în șalău, Sinoie. Și aici șalău, dar mai puțin șalău, ștucă și biban. Vreau să mergem și la... Sunt două lacuri, să le zic așa, mai speciale. Aici e un complex... Practic, eu fost amenajare piscicolă, dar două au niște particularități. Haideți să mergem acolo și mai povestim. Da, 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 mergem. Și am ajuns într-o zonă mai interesantă. Vă spuneam acum câteva clipe că o să ajungem la două lacuri mai interesante. În stânga avem lacul cu apă sărată și cu izvoare termale. Și în dreapta e un lac cu apă... Stai un pic, ăsta are și un nămol, mi-ai povestit, special. Așa... S-a făcut probe de Institutul de la București și nămolul este la fel de bun sau chiar mai bun ca cel de la Techighiol. Și am văzut că și salinitatea, deci efectiv e sare la suprafața lui. Deci apa e sărată de cel puțin 10 ori mai sărată decât apa mării. Da, interesant. Da. Ei, și ăsta, cel din dreapta? Lacul din dreapta, în anumite perioade ale anului, se transformă în roșu rozaliu. Ceva minunat, ceva frumos. Pentru că acum are o culoare, o culoare normală, să zic, dar în anumite perioade, mai ales face... în perioada de primăvară. Da, după când se începe să încălzească mai bine afară. Da. Cam astea sunt, așa, pe foarte scurt, frumusețile complexului. Și acum, sper să se bucure și cei care o să vă calce pragul de liniște, de tot ce e frumos pe aici. De tratamente cu nămol și cu... Și de pește, în primul rând. Da, și de pește, bineînțeles, Asta ne place nouă cel mai mult. Avem diversificat tot fel gama de pește care poate să pescuiască un pescar adevărat.